Un bebeluș de 5 luni a ajuns la spital după ce maica sa l-a scăpat din brațe. Medicii de la urgență din orașul Șoldănești afirmă că mama era în stare avansată de ebrietate. Copilul este din satul Păpăuți, raionul Rezina. Mama, în vârstă de 18 ani, a venit la Cobâlea în ospeție. După ce ar fi consumat mai multe pahare cu vin, tânăra a scăpat micuțul din brațe. Reieșind din starea copilului, echipa de la departamentul de urgență l-a transportat în secție pediatrie. Aici micuțului a fost acordat ajutorul necesar și el se află în afara pericolului.